Mi-a reușit să stabilești totuși un mini record, să spunem, 3 meciuri fără înfrângere consecutive. Va veni al patrulea? Da, sigur că asta ne doim, totuși așa mini record în care am adunat doar 5 puncte, e foarte puțin. Important e, ce am spus de atâtea ori, ca noi să ne câștigăm toate cele 4 jocuri pe teren propriu până la finalul turului de campionat, să mai acumulăm minim 12 puncte și vedem la sfârșitul turului pe ce loc ne situăm. Vis-a-vis de meciul cu Dinamo, cel mai important pentru noi este să nu ne uităm la clasament, să ne gândim că jucăm cu ultima clasată, ci doar jucăm cu Dinamo 2. Dinamo 2 fiind clar o echipă care, eu știu, aduce în sânul ei jucători care eventual ar putea face, de perspectivă, care eventual ar putea face pasul către prima echipă. Cazul și lui Axinte care e plecat de la noi. Deci, prin prisma asta, cred că jocul trebuie, eu știu, trata foarte, foarte atent, pentru că există tentația asta, eu știu, sau putea exista tentația asta la jucătorii noștri, zic că Dinamo 2 a doar 4 puncte, se pare așa la prima vedere un meci mai ușor, lucru care eu nu sunt de acord. Sunt convins că vom avea un joc dificil.